Salut, bine v-am găsit, tot Cornel aici. Astăzi vă prezint un pistol monstru. Vorbim despre replica de la Army Armament R601 în colaborare cu Taran Tactical Innovations, Combat Master. O să vă arăt imediat despre ce este vorba. Replică pistol R601 John Wick 3. Această replică o găsim în filmul John Wick 3. Taran Tactical Innovation, pe gaz, gas blowback, Combat Master, cod 7828 pe octagon.com. Deci avem o replică făcută de Army Armament și apoi trimisă la Taran Tactical Innovations și la JAG Precision. Ok, o să deschidem cutia, care este simplă, neagră. Interesantă. Și noi o găsim așa. Niște avertizmente, două ținte. Ce să faci, ce să nu faci. Un manual. 6mm gas blowback pistol. Aici găsim și o schemă cu internele replicii. Ce ar avea, de ce n-ar merge, ce să faci, ce să nu faci, cum să curești țeava internă, cum să bagi gaz, cum îl armezi, cum pui bilele. Și bla bla bla. Citiți, e interesant, măcar în engleză. Ok, avem încărcătorul și replica monstru despre care vă spuneam. Da, este monstru. Este o replică mare, grea, frumoasă și plus că eu o consider replică de colecție. Dacă vă uitați la John Wick 3, Parabellum, o să vedeți cum Keanu Reeves se distrează cu un pistol, ceva de genul ăsta, care arată identic, de fapt, nu ceva de genul. Lăsăm cutia deoparte. Ok. Vorbim un pic despre replică. V-am spus că este produsă sub licență, în colaborare cu Taran Tactical și JAG Precision. Cei de la Army Armament au dorit realizarea unei replici puternice, precise, design deosebit, performanțe pe care le putem folosi la jocurile de airsoft. Este cazul acestei replici. Funcționează pe bază de Gringes, trage semi-automat. Are un blowback foarte puternic, cel mai puternic dintre toate replicile mele. Caracteristici prin care se remarcă această replică. Este full metal, mânerul este doar din gripul, este din plastic și texturat din polimer și este texturat foarte agresiv pentru a spori stabilitatea și a da și bine, arată chiar foarte bine. Cu mânuși o să ai o aderență fantastică. Ai cu mâna goală, dar cu mânuși. Ok. Capacitatea încărcătorului 28 de pile. Deci este un high cap, aș putea spune. Este ușor extins, exact, față de unul standard. De asta și în momentul în care îl bagi în pistol, el iese un pic din corp. Ok. Avem cătarea față din fibră. Fibră optică, de culoare roșie. Cătarea spate este ajustabilă. Ok. Țeava externă. Metal. Arămie. Foarte interesantă. Și o vedem prin decupajele slide-ului. Marcaj 9x19. Siguranță ambidextră. Această siguranță funcționează doar în momentul în care cocoșul este, când pistolul este armat. Da? Dacă pistolul nu este armat, siguranța nu funcționează. Asta e una dintre siguranțe. Da? Deci dacă am armat pistolul, am tras siguranța, nu mai putem trage. Și ca să putem trage, trebuie să, vedeți,
E vortilul acesta, e pe post de siguranță. Dacă nu l-am tras, dacă nu ținem mâna pe el, nu putem trage. În schimb, dacă am pus mâna pe el și am lăsat siguranța jos, am tras. Da? Slide-ul nici el nu mai merge acum, cu siguranța pusă. Ok. Replica este prevăzută din fabrică cu o țeavă de precizie de 6,03 mm țeava internă. Hopa poliester reglabil, garnitura cu care vine replica, guma de hop-up, este potrivită, spune, pentru temperaturi extreme. Avem și năris destul de mare pe care putem atașa diverse accesorii. Nu putem monta amortizor sau tracer unit, din păcate. Cei de la Octagon ne spun că pentru această replică, dacă vrem un TOC, găsim cu cod 7337 de la Amomax. Hai să vedem un pic niște detalii în cifre. La greutate ne interesează. Încărcătorul doar cu gaz fără bile. ...398 de grame, destul de greu. Dacă vreți încărcător de rezervă compatibil, găsiți pe Octagon cu cod 7829 sau 6800. 661 de grame și... vedeți acum cum sare de un kil. 1058 de grame. Pe Octagon avem o valoare declarată 1050 de grame, probabil cu încărcătorul gol, fără gaz, e un gaz plin. Avem metal, corpul este din metal, ce avem aici de plastic este doar mânerul, gripul. Da? Avem o lungime de 230 de mm, deci este un pistol mare, nu avem niciun serial number unic, acest serial number le găsim pe toate replicile de acest gen, de acest model. Combat Master, sigla Taran Tactical. Sigla Taran Tactical din nou aici. Și mai avem sigla Taran Tactical aici pe încărcător. O replică foarte frumoasă pe care o voi colecționa cu drag. Și este o replică mare. Eu am mâinile foarte mari, dar cu toate astea nu pot ajunge la slide catch fără să lovesc siguranța. Și uneori siguranța asta o pun din greșeală. Deci, na, e o chestie. Valori declarate ca și putere avem energie 1,04 J. Producătorul ne recomandă bile de 0,20-0,25. Eu voi folosi 0,25. Viteza bilei de 0,25 este de 103 metri pe secundă sau 335 FPS. Este produs de Army Armament, este pe platformă de High Kappa Colt 2011. Că funcționează pe Green Gas, știți. Țeava internă, pentru cei care deja se gândesc la modificări, are 110 mm. Okay. Vom face o probă de chrono și o probă de tras la țintă. Problema e că nu am spațiu necesar și mai mult de 2 metri jumate, 3, nu am unde să mă duc. Vorbind de replici airsoft, precizia la distanță este relativă. Cu siguranță avem bilă pe țeavă, pregătim chrono. Și vă voi arăta la sfârșit pe memoria focurilor exact valorile. Avem 0,25 de grame. Să vedem. Thank you.
Câteva nu au fost citite. Ultimul foc a fost 1,1, scuze. Ultimul foc a fost 1,157 J, 96 de metri pe secundă, cu bilă de 0,25. Haideți să vedem memoria. Și ne ducem la început. Primul foc nu, al doilea nu, al treilea nu, abia al patrulea 97 de metri pe secundă, 99 de metri pe secundă, 99, 98, 96. Ok. Probabil că dacă puneam bile de 0,20 atingeam valorile declarate pe octagon. Acum vom face o mică probă de tras la țintă și apoi ne vom lua rămas bun. Ok, băgăm bile de 0,25. 5 bile. Nu v-am arătat cum se dezasamblează. O să vă arăt acum. Se trage de slide. Vedeți că are o mică decupă, un mic decupaj aici. Aducem acel decupaj în dreptul pârghiei. Pe partea cealaltă împingem de pârghie. Am făcut un mic click, am scos pârghia, am lăsat slide-ul, a ieșit. Și de aici e foarte ușor. Scoatem arcul. Arcul se scoate un pic mai greu. Trebuie dată. Are o mică garnitură de plastic aici care intră până pe la jumate. Se scoate acea garnitură, se scoate arcul, țeava internă cu tot cu hop, o scoatem pe aici prin față, va ieși prin față. Metal, full metal. Și acum o luăm invers. Am lăsat slide-ul cu decupajul unde cred eu că ar trebui să vină acea pârghie. Am făcut click, am lăsat click. Acum vom face proba de tras la țintă. Repet, distanță mică nu-mi permite spațiul. Bile de 0,25 și 2,5 metri. Slide-ul a rămas blocat, a rămas fără bile. Asta a fost review-ul meu la arma lui John Wick, din John Wick Parabellum, partea a treia. Sper că v-a plăcut și ne auzim pe data viitoare. Salut!